Se simte bine mai aproape și de biserică, vin sărbătorile, numai că nu ninge. Și cam greu că criză. Nu prea avem bani. Mă simt aproape de biserică acum cu atât mai mult, că e nașterea Domnului nostru Iisus Hristos. Să avem credință în Dumnezeu și să ne iubim aproapele. Aproape de semenii tăi, cu o vorbă bună, dar și un dar pentru cei vitregiți de viață. Sărbătoarea Crăciunului ar trebui să împartă bucuria între oameni și să aducă liniște și pace. Hristos Mântuitorul, lumii, soarele dreptății, s-a născut și a venit în această lume pentru a da speranța oamenilor, pentru a-i face încrezători, pentru a le da puterea să înțeleagă că viața este sensul fiecăruia dintre noi și că această viață trebuie întreținută, trebuie păstrată și trebuie cultivată cu toate virtuțile creștinești, acele care le știm, care le practicăm și care dau sens existenței noastre, credința, nădejdea și dragostea. În alt preasfinția sa, Corneliu Bârlădeanu, episcopul hușilor, îndeamnă credincioșii la meditație și la contemplare, la sărbători pline de dumnezeire. Așa cum spune colindul nostru, și nu uita când ești voios, române creștine, să fii bun. Ce înseamnă a fi bun? Înseamnă a fi îngăduitor, înseamnă a fi un om decent, un om responsabil, un om care trăiește cu gândul și cu ideea că cel mai important lucru în viața lui este de a nu deranja pe nimeni și de a da fiecăruia ceea ce îi se cuvine lui. Sărbătoarea Crăciunului este cunoscută ca una a bucuriei, acum născându-se Iisus Hristos, cel care prin jertfa sa a mântuit lumea.